Dan Coman este poetul bistrițean născut în localitatea Gersa la 27 iulie 1975. A debutat în revista Minerva în 1993, dar și-a trimis operele către majoritatea revistelor literare importante din România. Prima carte care i-a apărut poartă titlul Anul Cârtiței Galbene și respectivul volum a beneficiat de o dublă premiere. Premiul pentru debut, atribuit de Uniunea Scriitorilor din țara noastră, dar și Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu, dobândit de Dan Coman tot pentru debut. În 2007, bistrițeanul și-a susținut câteva opinii poetice printr-o lectură a unora dintre poeziile sale traduse în limba franceză. Îmi dăruiesc o deosebită plăcere. Pur și simplu sorb aerul. Sunt bucuros. Abia de-mi pot face față. Mă recunosc până și când dansez. Cu o șiretenie fără seamăn, ajung lângă inima mea. Îmi vorbesc, dar trebuie să am grijă. Numai lăudându-mă excesiv, trec dintr-o zi într-alta. După Anul Cârtiței Galbene, lucrarea apărută în 2003, Coman publică Ginga, o altă lucrare tipărită în 2005. Poezia românului din Bistrița este cunoscută și peste hotare, opiniile literare ale lui Coman fiind făcute cunoscute în Suedia, țară în care poetul organizează un atelier de poezie și traduceri în 2009 pe insula Gotland.